Salutare, vreau să-mi frunză și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta vom face tutorial scripting-ul. O să reîncepem seria de la zero, pentru că am făcut primul tutorial pe care l-am făcut și ultimul. Nu mi s-a auzea vocea foarte bine, așa că am rezolvat între timp, mi-am cumpărat un microfon. Știu că se aude un buzit foarte nașpa, doar că am căștile de ceva timp și chiar nu am cum să le rezolv. Eu între timp, cât timp n-am mai fost pe YouTube, mi-am dat upgrade la calculator, a început să fie ok și m-am gândit că până o să-mi iau alt calculator și o să rezolv cu toate problemele și nu o să mai am lag și alte chestii, o să fac tutoriale scripting, mai fac și niște live-uri în care fac skin-uri personalizate pentru a vă ajuta cu alte game moduri. Eu deocamdată lucrez pe Burn. Pentru a vă ajuta cu alte game moduri, aveți Discord-ul meu de descriere, și doar să-mi dați un subscribe, asta m-a ajutat enorm. Bun, și pentru skin-uri personalizate, vă aștept cu un PM pe Discord și restul le vorbim pe Discord. Bun, să începem. Pentru început, trebuie să intrați pe Google să căutați XAMPP. Va fi primul. Dați aici pentru exam pentru Windows. După ce l-ați instalat cum trebuie, o să vă apară așa, tot scuze să le închid, o să vă apară așa și dați pe primele două start. Bun. Sunteți deja cu un pas înainte pentru a conecta cu baze de date. Așa, când intrați în game mode, o să căutați dați pe Ctrl F, dați bară jos Connect și aici va apărea LC SQL MySQL Connect Localhost Root și numele bazei de date. Localhost este IP-ul, root este numele, iar ăsta nu știu ce e numele bazei de date pe care i-a spus voi numele. Aici este parola care nu prea contează pe localhost. Pentru server o să primiți pe niște date, o să facem noi și aia. Bun. Acum că am văzut astea, baze de date trebuie să fie .sql pe ultimele 3, trebuie să fie .sql, în Burn e la database. Bun. Pentru a configura baze de date, trebuie să intrăm pe localhost și pe HP MyAdmin sau puteți intra pe XAMPP care l-aveți mereu aici în bara de jos aici. Intrați pe admin aici la MySQL. Bun. Aici dăm pe New. Aici este numele de care v-am zis că o să-l puneți pe la baze de date, adică acesta. Dacă voi nu vreți să-l puneți pe acesta să fie mai ușor, e aceeași chestie, nu contează ce nume puneți. Eu o să pun tutorial. Tutorial am scris. Eu mai fac un tutorial. Bun. Aici o să dăm pe import, pe choose file și aici o să mergeți voi unde aveți baze de date și dați open. Dați executăm. Așteptăm să încarce. Între timp, aici nu o să schimbăm nimic, doar aici o să puneți numele pe care l-a spus acolo. Eu am pus tutorial. What the fuck? Ce caut asta în playlist? Ok. Bun. Aici puneți numele tutorial. Iar pentru a schimba numele, pentru a schimba logo-ul serverului, veți intra unde aveți voi faunul. Eu l-am aici, la includes, și căutați system. Aici. Eu să deschid cu Sublime. Între timp baza de date s-a urcat, o să apară import successful finished. Când e ok, dacă o să aveți ceva probleme, o să apară un X în loc de un ok.
Bun, aici la sistem căutăm logo sau nu, căutăm Vorned. Și aici o să apară multe chestii. Aici mi se pare că ești, da, aici ești tutorialul, dacă aveți ceva de schimbat tutorial. Căutăm rpg.vorned. Și aici este logo-ul. Doar trebuie să schimbăm, nu știu, rpg.tutorial.ro. Acesta este numele de aici de jos, o să-l vedeți în joc. Și de aici puteți schimba multe chestii. Vorned. Uite, haideți să schimbăm, salut și bine ai venit pe comunitatea tutorial România, tutorial. Bun, ce mai Vorned? Summer Quest. Asta e un obiect. Bun. Sau ca bază date, tot ce trebuie este să compilați. Ah, și pentru a vă da și admin, ce de punct de set admin. Stați să văd dacă e... Ok, doar compilăm și atât, vreau să fac altceva. Așteptăm să compileze. Ok, și mi-a dat oare, nu știu ce probleme am eu cu... S-a probleme de atât de eroarea aia. Nu mai compilez o dată. Nu știu ce, de asta foarte mult să compileze, nu știu de ce. Te poți încărca, te rog frumos. Cred că în al doilea episod o să vă arăt și cum se schimba securitatea, cum se scoate securitatea de la Vada Admin. Asta, te rog frumos, dacă poți să compilezi. Chiar n-am chef să deschizi clipul ăsta și aș vrea să-l postez cât mai repede. Sunt de 8 minute, eu puțin. Nu mai avem treabă cu PHP-ul. Și așteptăm să compileze, frate, nu știu. Bun, până compilează, hai să vă spun și eu de ce am fost, n-am fost pe YouTube, n-am mers live-uri, n-am mers cu absolut nimic, pentru că m-am ocupat mai mult cu munca. Am avut niște probleme, ar trebui să mă mut, da? Eu la 16, la 17 ani, m-am mutat singur, ei. Și așteptăm să se compileze. Bine, nu se poate mi mutat singur pentru că m-am mutat cu sora mea undeva. Bun, a terminat de compilat. Tot ce trebuie este să pornim serverul. Vreau sper să pornesc normal, că nu l-am mai pornit până acum. Te rog.
Însă am scris local post. Aici a spus trebuia să scriem localhost, nu normal, normal înseamnă pe un server de SAMP, adică pe server, nu pe localhost. Haideți-vă frumos, încarcă-te. Da, și o să urmezi să mai fac tutoriale cum să urci pe un server, cum să urcați pe un host, mai bine spus, serverul de SAMP, game modul, cum să faceți un nou logo, cum să faceți un job, mai multe chestii, dar v-am spus, dacă aveți alt game mod diferit de Burn, vă aștept cu un PM pe Discord, iar dacă eu sunt pe Discord și vă răspund, o să vă ajut, adică nu aș avea de ce nu v-aș ajuta, deci da. Și o să vă arăt, cred că în al doilea tutorial, cum să instalați Sublime Text-ul și cum să băgați o chestie, o altă compilare care se compilează mult mai repede, adică vedeți că acum eu nu am compilarea aceea, dar o să fac acolo o comparație. Și acum așteptăm. Playlist-ul, nu știu, l-am găsit pe net, astea sunt melodiile. Travis Scott Butterfly Effects Instrumental, Future Mescoff Official Instrumental, Plug Walk Instrumental Best Version și Drake Non-Stop Instrumental, bineînțeles. Și s-au făcut 12 minute. Bun. S-a compilat. Acum ar trebui să pornească normal. Da. Deci așa o să arate când se va încărca normal. Și deja serverul a pornit, putem intra pe el. Eu două secunde o să vă dau și nu știu dacă vedeți acum, dar o să vă arăt și poți să vedeți și voi. Bun. Să văd dacă vedeți ca să știu care e faza. Fac. Ok, acum deja vă puteți înregistra. Am înțeles, am plinit intro. Și acum să vă arăt o problemă cu care am văzut pe forumuri românești că vă confruntați cu ea. Nu înțeleg ce e așa wow. În primul rând, nu e wow, nu e ceva super greu să conectezi o bază de date și să schimbi un logo. Cel puțin pe Burnit, care ar fi cel mai greu să schimb logo-ul, pentru că mulți nu găsesc acel folder systems. Da. Acum ne conectăm. Parola nu o să fie văzută nici în bază de date, pentru că e MD5H. MD5, pardon. Doamne. Bun, acum ne registrăm. Bun, ce mulți care pe care am văzut deja, vedeți că
numele a fost schimbat în rpg.url.ro. Am văzut că mulți se confruntă cu problema că ei se înregistrează, dar nu mai merge la login. Da, pentru că baza de date nu a fost conectată corect la server. Așa că trebuie să faceți fiecare pas. Dacă nu, înseamnă că e o problemă de la baza de date, dacă nu merge. Și da, cam asta a fost totul. Nu uitați să apăsați un buton de like, share, subscribe și ne vedem data viitoare. V-am scat. Pum. The truth.